Iubiți credincioși, dacă aruncăm o privire peste textul Evangheliei de astăzi, vom vedea modul la care Dumnezeu poate face minuni și modul la care Dumnezeu arată singur că este mai presus de om. Mai întâi de toate, noi îl știm pe Iisus, cel al Noului Testament, în activitatea de mesianitate publică, sub titulatura de Fiul al Omului. A venit la voi Fiul Omului. A venit la voi degetul lui Dumnezeu. S-a apropiat la voi împărăția lui Dumnezeu. Sunt expresii evanghelice pe care le folosește chiar Domnul Hristos atunci când se exprimă la adresa dumnezeirii. Întâmplarea sau evenimentul în sine de astăzi, pe care noi îl căutăm întotdeauna și îl dorim când este vorba de o minune, pentru că minunile sunt lucruri mai presus de fire și care nu se întâmplă din voia noastră, nu se întâmplă neapărat pentru credința noastră, nu se întâmplă neapărat pentru rugăciunea noastră, ci ele sunt rânduite spre slava lui Dumnezeu. Dacă vom întâlni cândva vindecarea unui orb care era și din naștere și Hristos i-a uns ochii cu tină, vom vedea că apostolii au și dat sentința. Cine a greșit, el sau părinții lui? Este sentința pe care obișnim noi să o dăm la fiecare problemă a fiecăruia grea, așa cum am spus și altă dată, și bucuria noastră de plină este că Dumnezeu a lucrat în modul acesta. N-a venit nimeni vreodată să spună: părinte, roagă-te pentru cutare că e necredincios, dar are probleme. Sau: părinte, hai să ne rugăm pentru el să fie și el cum trebuie. Nu. Tu te bucuri atunci când cineva pățește ceva și expresia care confirmă bucuria lăuntrică, demonică din sufletul nostru când suntem într-o situație similară este aceasta: ați văzut, părinte, l-a ajuns dreptatea lui Dumnezeu. Dar de unde știi tu că l-a ajuns dreptatea lui Dumnezeu? Ți-a trimis ție telegrama de expediere acasă și ți-a spus: ispita asta eu fac eu lui ăsta ca să te bucuri tu? Nu. Acestea sunt păreri strict personale. Iată, în Evanghelia de astăzi avem două întâmplări deosebite. Întâi o femeie, poate că de bun neam, de vreme ce spune că mulți bani am cheltuit prin doctori. Deci înseamnă că era o persoană publică care își permitea să treacă la un tratament costisitor, așa cum uneori și noi, în situații grave, vindem sau cheltuim imense sume pentru un cancer periculos, pentru o nenorocire, pentru orice altă catastrofă care vine asupra omului ca o pedeapsă și ca o încercare. De ce v-am spus lucrul ăsta? Pentru că femeia recunoaște în prezența Mântuitorului Iisus Hristos că a umblat prin foarte mulți doctori și n-a rezolvat nimic și și-a cheltuit banii degeaba. Mă întreb, eu fi blamat pe doctori că nu s-au priceput să-i descopere boala ei? Sau mă întreb, o fi vrut să scoată în evidență că atunci când nu ești puțin și cu Dumnezeu, poți să alergi și la toți doctorii și să nu ai succes? Mai mult m-aș duce cu mintea și aș crede că în vremea Mântuitorului Iisus Hristos încă nu se obișnuia chirurgia interioară în corpul omului. Deci nu se știa încă de intubație, nu se știa de terapie intensivă. Sunt anumite mărturii și sunt anumite semne că grecii, cei mai renumiți și mai luminați la minte dintre popoare, ar fi făcut anumite operații pe creier scoțând o anumită bucată sau porțiune de os pentru aerisirea creierului în cazul unui anevris, să spunem, sau unei comoții din asta cerebrale, cum îi zicem noi, dar nu știm de ce factură și de ce măsură, dar s-au găsit cranii cu acele găuri unde s-a văzut că s-a intervenit medical. Și în Imperiul Roman s-au găsit așa ceva, în perioada romană, nu multe, dar rare cazuri, când
cel moribund era anesteziat cu băutură, cu un alcool tare, camfoarat, cu din astea, cum se cheamă, cum e macu, care imediat îți dă starea de delir, și s-au văzut țeste, deci operații făcute pe țeasta capului, care aveau scobituri sau porțiuni de os lipsă. În cazul de față, vorbind despre boala acestei femei de astăzi, că întâi de toate Iisus face o minune nevăzută și una la vedere, dar nu la vederea oricui, ci la vederea cui vrea Iisus să o facă, și auzim că apare o femeie care ar avea o scurgere de sânge, nu o poate vindeca, cheltuise pe la doctor de vreo 12 ani o groază de avere, și motivul era simplu. Neexistând un ecograf, nu puteai să-ți dai seama că e vorba de un fibrom uterin mărit care îi consuma, fiind vascularizat, toată energia și îi producea acele sângerări, cum spun și astăzi femeile. Părinte, nu sunt la timpul femeiesc, dar din cauza unui fibrom, nu știu dacă să mă împărtășesc, că am permanent hemoragie sau scurgere de sânge. Și atunci, la această constatare, uneori faci pogorământul din cauza bolii și mai dai câteodată Sfintele Taine, că la 60 de ani sau la 70 de ani o femeie nu poate să fie fertilă și să aibă probleme endocrine. Uitându-ne în Evanghelie și luând-o pe segmente, așa cum ar trebui ea pipăită în text, vom începe și vom zice așa. Ne întâlnim cu mai marile sinagogii, cu Iair. Deci iată-ne într-o controversă interesantă. Iisus nu este iubit de poporul său, este socotit și nebun și aducător de schimbare de lege, de aceea și Ana și Caiafa. Poate ați auzit de multe ori această expresie pe care o mai spun și sectele asupra ortodoxilor. Bă, voi l-ați răstihnit pe Hristos, preoții și arhiereii. Da, e o mică mare diferență. Preoții și arhierei legii celei vechi, care aduceau jertfă dobitoace și erau preoți și arhierei pe secțiunea levitică, adică pe neam de sânge din tată în fiu, rămâneau și moșteneau preoția în biserică, cum au fost regii și împărații în Evul Mediu, murea tatăl, fiul lua tronul. În momentul când a venit Hristos, după rânduiala lui Melchisedec, preoția s-a dat din cer prin Duhul Sfânt, suflând Hristos direct asupra Sfinților Apostoli, eu v-am ales pe voi ucenici, eu v-am numit pe voi ucenici, eu v-am numit pe voi prieteni, nu voi m-ați ales pe mine. Și suflând asupra lor Duh Sfânt, le-a zis, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la toată făptura, învățați toate neamurile câte v-am spus eu vouă, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Iar această preoție se dă prin punerea mâinilor și prin Duhul Sfânt, pe bază de vrednicie, cum arată Timotei în cartea 1 și a 2-a, vrednicia preotului, să fie gospodar, să chivernisească casa sa, să nu fie deprins, să bată, să nu fie bețiv, vietică și amâdă. Și apoi despre episcop, la fel spune, cine dorește episcopie, bun lucru dorește, numai să-l și îndeplinească, căci cum va fi el stăpân peste episcopia sa dacă nu știe să-și chivernisească casa sa? La vremea aceea, până prin secolul IV, și episcopul era om căsătorit. Astăzi episcopii sunt celibi. Întorcându-ne din nou la ceea ce numim preoția Noului Testament, aceasta este preoția care îl coboară permanent pe Hristos din cer, prin epicleză, la Euharistie, aducând pâinea cea vie din cer pentru mântuirea întregii lumi. Deci, ceea ce nu știu sectarii și le lipsește din palmaresul teologic, și nu că n-ar fi educați, că și ei când stai de vorbă să laudă, avem și noi părinte și ingineri și doctori, n-are nicio treabă una cu cealaltă, poți să ai toți filologii, poți să ai toți doctorii, poți să ai toți filozofii, poți să ai toți cosmonauții, Dumnezeu este unul și același pentru toți. Suția spunea, marele gânditor român, un fel de Socrate al României, că în fața premiului Nobel, așa se exprima el, un șobolan științific nu este la nivelul unei babe în genunchi în fața icoanei atunci când se roagă lui Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt stă și în cel mai umil om, și avem această mărturie, că doar am depășit o zi sau două,
când Sfântul Dimitrie Ocrotitorul Bucureștilor, văcar de profesie, deci țineți minte, văcarul satului, s-a nevoit într-o peșteră, iar moaștele lui au stat 200 de ani, între două lespezi de piatră, la moartea lui, în apa lomului, și când o ruptură de ape a rupt malul, a ieșit și moaștele Sfântului la suprafață, prin descoperirea unei fetițe bolnave care i-a și spus și numele, și Sfântul i s-a arătat și a arătat și locul. Și atingându-se, s-a vindecat. Deci, vedeți, Duhul Sfânt nu trebuie să fii neapărat doctor ca să vină la tine, sau inginer, sau să ai un studiu neapărat superior. Trebuie să ai teologia inimii, evagrie ponticu. Te rogi, ești teolog. Cel ce se roagă, teologisește. Și tot Filocalea 10-a lui Isaac Siru spune așa, că sudă teologii în biblioteci, ce câștigă pusnicul stând degeaba la pustie cu psaltirea în mână. Deci, când te luminează Duhul Sfânt, lucrurile vin de la sine, se descoperă prin pricepere și cunoaștere și mai presus de înțelegere, nu prin înțelepciunea lumii acesteia, căci propovăduirea lui Hristos nu este în înțelepciunea lumii, ci în nebunia propovăduirii. Cu cât crezi mai simplu și mai concret, cu cât crezi mai ancorat în realitate, cu atât mai bine, deci cu atât mai bine Dumnezeu coboară la tine. Lucrul găsim în Evanghelia de astăzi într-o simplitate deplină. Mai marele sinagogii se adresează lui Hristos și îi spune: fica mea este bolnavă, învățătorile, dacă vrei, vino și tămăduiește, călcându-și oareși cum orgoliu de rabin, că asta înseamnă mai mare al sinagogii. Aude de Iisus că poate face minuni, se adresează direct lui Iisus și al vrea ca una din minunile lui să fie adresată și fiicei sale. Iisus nu rămâne mișcat de rabinatul lui și îi spune doar atât: da, vom merge și vom vedea, stai liniștit. Stând, evident, minunea se întâmplă în Capernaum, deci în Galileea, lângă malul lacului Tiberiada sau Genizaret. Ați avut acum o duminică sau două în urmă aceeași zonă geografică cu dracii de la Gadara. Și aici putem semnala faptul că porcii n-au suferit puterea drăcească în ei. Omul suportă patimile demonice în el și nu îl deranjează. Porcii s-au scărpinat ca de râie, s-au aruncat în mare și au izgonit pe dragii ei. Au preferat moartea decât îndrăcirea. Oamenii preferă îndrăcirea decât moartea. Spune că mai marele sinagogii și-a călcat din orgoliu și a căzut la picioarele lui Iisus. Deci a îngenunchiat în fața învățătorului. Este primul act de smerenie întâlnit la un cunoscător de lege, la un mai mare al sinagogii, pentru că ceilalți încercau să-l prindă pe Iisus în cuvânt. Ceea ce înseamnă că omul la necaz sau la durere revine la normal și intră, cum spune fiul risipitor, își revine în sine. Căci avea numai o fică de 12 ani și era pe moarte, iar când se ducea el, mulțimea îl împresura. Iată, avem explicate trei fenomene deodată. Mulțimea oamenilor, împresurarea poporului care vrea să atingă de Iisus să se vindece, că așa are loc și această vindecare, și faptul că avea numai o fică de 12 ani, deci ca și fiul văduvei din Nain, era unicul urmaș al casei și pentru cei ce n-aveau copii în Israel era un blestem. Și atunci Iair încearcă să-și salveze fica pe orice cale pentru a da urmaș neamului său. Oamenii oare de ce se strângeau? S-au strâns în primul rând să-L vadă pe Iisus, că adeseori Iisus a făcut minuni și mai ales în Capernaum, cum spune Evanghelia, dacă s-ar fi făcut toate câte s-ar fi scris, poate n-ar fi încăput cărțile în lumea aceasta. Dar mai mult decât atât, Hristos îi mai și hrănise cu pâine în pustie și cu pește, când s-au strâns 12 coșuri de fărâmituri, afară de ce s-a servit la masă și s-a mâncat, și afară de faptul că i-a pus câte 50 încete și erau ca la 5.000 de bărbați, nemai socotind femeile și copiii. Deci iată ce mulțime de oameni au putut mânca din 52 pești. În momentul în care l-au împresurat pe Iisus, așteptau și să vadă o minune. Cei mai mulți erau curioși cum se face o minune.
veți vedea modul la care se face o minune. Astăzi, o femeie care de 12 ani avea scurgere de sânge, își cheltuise cu doctorii toată averea și niciunul n-a putut să o vindece, s-a apropiat pe la spate, deci fiți atenți, hoție duhovnicească, dacă vreți, s-a apropiat pe la spate, s-a atins de poala lui Iisus și pe loc s-a oprit curgerea sângelui ei. Deci puteți realiza trei lucruri deodată. Lipsa de respect față de Iisus, de a-i cere voie, Doamne, dă-mi voie să mă ating că sunt bolnavă, nu cerșește mila, precum o face mai marele sinagogii, dar scoate în evidență ce? Istețimea femeiască. Fiind eu necurată, dacă mă ating de învățătorul, pot fi ucisă cu pietre, că n-ai voie, fiind necurată ca femeie, să te apropii de cele sfințite ale templului, așa era legea cea veche. Dar doar n-ar să știe cineva ce se întâmplă cu mine. Mă voi atinge discret de haina lui și sunt sigur că acest învățător mă poate vindeca. Deci iată încă o dată istețimea pe care noi uneori o socotim, sau mă rog, avem impresie despre noi bărbații, că femeia de data aceasta se arată mult mai rafinată în gândire. Pe la spate, apropiindu-se, s-a atins ușor de poala hainei lui și îndată i s-a oprit curgerea de sânge. Care este minunea? Faptul că dumnezeirea lucrează, faptul că dumnezeirea lucrează și când nu mergi prin metode cinstite. Și o să spuneți cum adică. Păi așa bine. Tu vii și înveți legea, citești Scriptura, faci teologia, faci masterul, faci doctoratul și te umpli de studii și nu reușești să-L convingi pe Dumnezeu, nu reușești să-I demonstrezi nimic, ajungi, cum era și un caz mai similar, afișat pe aici, pe acolo, cu un preot care de 10 ani, doctor prin America, descoperise că nu-i valabilă Euharistia și deodată s-a dezbrăcat de preoție și a lăsat cele sfinte, că el nu l-a întâlnit nicăieri pe Dumnezeu. Deci vă dați seama cam ce ipocrizie poate fi în sufletul unui om dacă după 10 ani de slujire el nu-L simte pe Dumnezeu. Nu condamnabil, ci antitetic. Ce face o femeie pe la spate atingându-se de Iisus, de poalele Lui? Și ce face un apostol care îl vede 3 ani și jumătate pe Iisus în toată splendoarea minunilor Lui și cu o nonșalanță și cu o frică inexplicabilă spune așa: blestemat să fiu de-L cunosc pe omul acesta. Nu-L cunosc pe omul acesta. N-am văzut pe omul acesta. Și cocoșul a cântat. I-a demonstrat că a picat examenul de dogmatică. Iată că în clipa când s-a petrecut acest lucru și minunea s-a săvârșit, deci a avut loc oprirea scurgerii de sânge, Iisus trece El la acțiune, nu pentru a se pune pe sine în valoare, ci pentru a arăta modul cum trebuie furată mântuirea. Cei ce se silesc, moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Și unde găsim lucrul ăsta? Găsim și în Filocalie, unde scrie așa, că fapta are trup și suflet. Dacă scopul este bun și fapta în mod indirect nu-i tocmai ortodoxă, nu-L deranjează pe Dumnezeu. Că tâlharii vor lua și desfrânatele împărăția lui Dumnezeu. Să nu uităm că cei 12 apostoli au stat lângă Iisus 3 ani și jumătate, iar când Iisus stătea singur pe cruce, ei erau fugiți în noapte de frica iudeilor. Și totuși un tâlhar care stătea pe cruce lângă Dumnezeu, văzându-i comportamentul doar exterior, a avut puterea să exclame și să spună: de ești tu Fiul lui Dumnezeu? Pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. Și iată răspunsul de confirmare al minunii săvârșite pe loc. Azi vei fi cu mine în rai. Acum plecăm. Puțin mai este și dau startul.
Și într-adevăr, la miezul nopții s-a făcut strigare, îngerul a prăvălit piatra de la ușa mormântului, dracii s-au ascuns în fundul iadului, Hristos a intrat cu toată lumina în iad și i-a scos pe toți la lumină. Și cine era primul în spatele lui Hristos? Tălharul cu crucea în spate și apoi Adam și Eva. Deci, vedeți, el a fost cel ce a furat primul raiul la începutul Noului Testament.